Raportul final al Comisiei de Evaluare a Spitalului Municipal de Urgență din Roman a făcut mai multe recomandări de remediere a unor neconformități în organizarea unității sanitare romașcane. Cabine WC pentru persoane cu handicap existente pe fiecare secție. Noi avem pe unele secții, dar cerința CONAS este să existe aceste cabine WC pentru persoanele cu handicap în fiecare secție. Spitalul va trebui să asigure montarea unor sonerii de alarmă în fiecare salon, prin care bolnavii să poată înștiința personalul medical în caz de urgență. Sistem de alarmă individual, sonerii în saloane. Ar trebui ca fiecare, există saloane care au acest sistem de alarmă, dar trebuie ca fiecare salon să prezinte. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman este obligată să remedieze aceste neconformități în următorii 5 ani, până la vizita următoare de acreditare. Remedierea acestor neconformități presupune însă alocări financiare. Unele consistente, conducerea spitalului trebuie să găsească resursele financiare necesare din bugetul propriu.